Dragi frați și surori, înainte să trecem la actul consacrării, al dedicării acestui edificiu construit spre slava lui Dumnezeu, permiteți-mi doar în câteva cuvinte să mai aduc un scurt mesaj de întărire a inimilor noastre și un cuvânt de apreciere totodată pentru una dintre cele mai dinamice și mai frumoase comunități creștine în mijlocul căreia am slujit vreodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Au trecut 8 ani de zbucium, de efort, de tensiune uneori, de bucurii, de împliniri, de frustrări, de minuni, de dezamăgiri. Au fost 8 ani grei, pentru că îmi dau seama că nu este ușor să construiești ceea ce ați construit dumneavoastră, dar dincolo de toate, mai mult decât oricine, cred că dumneavoastră ați văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Lăudați să fie Domnul pentru acestea. M-am gândit totodată că joi după masă, venind înspre începutul sărbătorii, da? Praznicului de dedicare, de consacrare acestui lăcaș lui Dumnezeu, în inima unora care poate au depus mai mult efort, apropiindu-se de locul acesta, s-a născut așa un gând, iată în sfârșit, iată în sfârșit. Am un cuvânt, o dezamăgire pentru dumneavoastră, pentru toți, pentru că nu acesta este cuvântul care se potrivește astăzi, pentru că astăzi nu este un sfârșit. Dragi frați păstori ai bisericii, ai templului Rugul Aprins din Toflea, astăzi nu este un sfârșit. Dragi cântăreți, astăzi nu este un sfârșit. Dragi frați, dragi surori, conducerea bisericii, astăzi nu este un sfârșit, ci abia un început pentru ceea ce Dumnezeu are de acum încolo. Lăudat să fie Domnul! Am stat să mă gândesc ce ar însemna biserica aceasta fără dumneavoastră. Și îmi permis să spun, cât de frumoasă este, cât de minunată este, cât de încântătoare este, fără voi, biserica aceasta nu înseamnă nimic. Construcția aceasta, fără voi, fără copiii lui Dumnezeu, nu înseamnă nimic. Dar vă mai spun încă ceva. Edificiul acesta minunat, cu noi cu toți în el și fără Hristos și Duhul Sfânt, nu este nimic. Valoarea bisericii, templul Rugul Aprins din Toflea, vine din faptul că Hristos este capul bisericii, noi suntem trupul său, și El ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări cerești și pământești, lăudat să fie Domnul. În Efeseni, în capitolul 5, de la versetul 25, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, face o comparație între familie și, fac o paranteză, m-am bucurat tare mult de evenimentul acesta, încă n-am participat niciodată, n-am văzut niciodată cum se anunță o nuntă, așa cum s-a anunțat astăzi, și un cuvânt de apreciere prin aceasta, văzând cât de multă importanță dați familiei, țineți-o tot așa. Și Dumnezeu să binecuvinteze noua familie care se va întemeia în câteva zile. Ei, Domnul Iisus, Dumnezeu și Duhul Sfânt nu găsește nicio altă comparație mai loială, mai fidelă, ca să exprime care este relația între Hristos și biserică, Hristos și mireasa Lui, decât legătura dintre un bărbat și o femeie în casă. Și spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum? Așa cum Hristos își iubește biserica. Și spune apoi că El s-a dat pentru biserica aceasta și în versetul 30 din capitolul 5, pentru că noi suntem mădulare în trupul Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică, spune Apostolul Pavel. Numai că biserica nu este întotdeauna ușor de iubit. Și noi știm bine asta.
Biserica nu este întotdeauna ușor de iubit pentru că s-ar fi prea putut ca uneori să plecăm răniți de aici, poate. Poate au fost incidente în care am plecat zdrobiți, poate ne-a jignit un frate, o soră, poate nu s-au întâmplat lucrurile așa cum ne-am așteptat noi, poate am avut anumite așteptări și lucrurile au luat o altă întorsătură. Biserica, în ceea ce ne privește pe noi, pe oamenii imperfecți, nu este perfectă. Nu mă refer la Biserica lui Iisus Hristos, mireasa lui Iisus Hristos care este desăvârșită, ci mă refer la adunarea noastră a credincioșilor. Uneori am fost răniți. Deci, biserica nu este întotdeauna ușor de iubit. Totuși aș vrea în două minute să vă aduc câteva lucruri pentru care merită să iubiți biserica. Câteva argumente pentru care merită să iubim Biserica lui Iisus Hristos. În primul rând, biserica, eu iubesc biserica, nu pentru cum o văd eu, ci pentru cum o vede Hristos. Noi o vedem uneori o adunătură de oameni cu eșecurile lor, cu slăbiciunile lor. Hristos, când se uită la biserică, vede rodul suferințelor lui. Iată ce spune în Isaia 53:10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Noi o vedem imperfectă, sfâșiată, murdară uneori. El o vede spălată, sfântă, curată și desăvârșită. Nu iubesc biserica după cum, pentru cum o privesc eu, pentru că eu o privesc prea omenește, cu ochi umani. O iubesc pentru cum o vede Hristos Domnul. Noi o vedem din pui de Adam, imperfect și căzuți. Hristos o vede formată din copiii lui răscumpărați, lăudat să fie Domnul. Noi vedem uneori în regres și spunem, slăbește biserica, se subțiază biserica, obosește biserica. El o vede biruitoare și în Matei 16:18 se spune, și porțile locuinței morților nu vor birui. Noi o vedem uneori mică și slabă. Hristos o vede întreagă, mare și biruitoare. Deci, nu iubesc biserica după cum o văd eu, ci o iubesc după cum o vede Hristos. În al doilea rând, nu iubesc biserica pentru ce facem noi din ea, ci iubesc biserica pentru ce a făcut Hristos din ea. Uneori noi o transformăm într-un club exclusivist al nostru. Îmi place să spun deseori această expresie, ne vedem mai sfântoci decât alții. Și facem un club exclusivist, așa, noi, biserica noastră. Hristos a făcut din biserică vocea lui Dumnezeu pe pământ. Noi îi zidim ziduri, ne punem porți. Dumnezeu vrea să-i facem ferestre, să se vadă. Noi zicem, haideți! Haideți la biserică. Hristos zice, mergeți în toată lumea. Noi zicem, Doamne, dă-ne! Hristos a zis, dați-vă! Dați-vă pe voi înșivă! Nu iubesc biserica pentru cum o văd eu, ci pentru cum o vede Hristos. Nu iubesc biserica pentru ce facem noi din ea, ci pentru ce a făcut Hristos din ea. În al treilea rând, nu iubesc biserica doar pentru oamenii din ea. Că atunci ar fi greu de iubit. Și dumneavoastră știți bine lucrul ăsta. Ci o iubesc pentru că este Hristos în ea. Și când vin la biserică, vin să mă întâlnesc cu dumneavoastră, dar mai mult decât atât, vin să mă întâlnesc cu Hristos care este capul bisericii, lăudat să fie Domnul. Nu mai veniți doar să vă vedeți unii pe alții, e bine, e frumos, e minunat. Gândiți-vă apropiindu-vă de biserică, că este Hristos în biserică și pentru El venim aici.
totul se va schimba. O iubesc pentru că Hristos este în ea. Biserica începe cu Hristos, Coloseni 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Noi suntem trupul, dar El este capul. Noi suntem mădularele, El este viața. Noi știm câte ceva, El este adevărul. Noi nu suntem exemplele perfecte, dar El este calea. În al patrulea rând, iubesc Biserica lui Hristos pentru că ea a devenit familia mea. Pentru că voi sunteți familia mea. Pentru că Biserica este familia mea. Nu toți se roagă pentru mine, dar știu că Hristos mijlocește înaintea Tatălui pentru fiecare dintre noi. Dar ce bine este, voi fiind familia mea și eu să fiu parte din familia extinsă a dumneavoastră, să învățăm să ne rugăm unii pentru alții. Ca păstor, vreau să vă spun una dintre experiențele cele mai plăcute pe care le-am avut și le am. Este în frământarea și în apăsarea și în durerea pe care o am uneori. Stând așa în bancă, să aud câte o voce de undeva din biserică care se roagă pentru mine. Nu este nimic mai încurajator în biserică decât să știi că sunt frați, că sunt surori, că sunt oameni care îți rostesc numele înaintea lui Dumnezeu. Dragă biserică din Toflea, învățați să vă rostiți numele unii altora în rugăciuni de mijlocire. Suntem o familie! Și unul dintre cele mai frumoase și importante lucruri pe care putem să le facem este să ne rugăm unii pentru alții. O iubesc pentru că este familia mea. O iubesc pentru că mă simt protejat în biserică. Nu întotdeauna, dar deseori mă simt protejat în biserică. În cincilea rând, o iubesc pentru misiunea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii sale. Biserica este vocea lui Hristos într-o lume căzută, este vocea conștiinței într-o lume pierdută, este darul speranței într-o lume dezorientată, este dragoste pentru cei neiubiți, vindecare pentru cei iubiți, zdrobiți, adăpost pentru cei pierduți, speranță pentru cei descurajați, o mână deschisă pentru cei cu pumnul strâns, asta e Biserica lui Iisus Hristos. De aceea o iubesc, pentru ce a dat Dumnezeu bisericii să facă. Iubesc biserica pentru misiunea ei. Și în final, iubesc biserica pentru că Hristos o iubește. Iubesc biserica pentru că Hristos o iubește și atât de mult o iubește. În Ioan, în capitolul 13:34, spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Atât de mult a iubit-o încât s-a dat pe sine pentru biserică, Efeseni 5:25. Hristos a iubit biserica, Hristos se îngrijește de biserică, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește, ca și Hristos, biserica. Hristos este rănit când biserica este lovită. Hristos este rănit când biserica se sfâșie, se lovește unul pe altul. În Fapte 9:4-5 ni se spune, pe drum când s-a apropiat de Damasc, este vorba de Saul, cel care urma să fie apostolul Pavel, deodată s-a lucit o lumină din cer în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dar, Doamne, nu te prigonesc pe tine. Eu am treabă cu un grup de oameni. Nu! Când tu lovești biserica, lovești pe Hristos. Când tu ne cinstești biserica, ne cinstești pe Hristos. Când lovești pe cineva din trupul lui Hristos, îl lovești pe Hristos. Pentru că Hristos este rănit când biserica lui este lovită. Iubesc biserica pentru că iubește Hristos
și pentru că este mireasa lui. Știți ce face mirele acestei mirese? În Apocalipsa, în capitolul 21 de la versetul 9, apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mirelui. Și m-am dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se pogobra din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de ispas, trăvezie ca și cristalul. Era înconjurată de un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Și în Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Ce înseamnă biserica pentru tine? Ce este biserica pentru tine? Când te apropii pe aleile astea venind înspre biserică, ce ai în suflet, în minte? Cu ce așteptare vii? Dragii mei, aș vrea să punem cuvântul lui Dumnezeu în inimă în dimineața aceasta și să înțelegem acest adevăr fundamental. Zidurile acestea, adunarea noastră, fără Hristos este nimic. Dar când este Hristos prin Duhul Sfânt în biserica Lui, slava lui Dumnezeu se coboară, lăuda să fie numele Domnului. Nu faceți biserică fără Hristos. Nu uitați, ceea ce ați reușit să faceți cu ajutorul lui Dumnezeu este o binecuvântare. Dar nu vă culcați pe ureche că ați ajuns la capăt. Munca abia începe. Doamne, mântuie oamenii în localitatea aceasta. Umple biserica aceasta să fie neîncăpătoare de oameni mântuiți. Vindecă Tu în biserica aceasta. Iartă Tu în biserica aceasta. Ridică Tu, Doamne, și primește-ți Tu slava din biserica Ta. Lăuda să fie Domnul. Amin. Amin. O să ne apropiem acum de momentul solemn al dedicării templului, rugul aprins din Toflia. Dar înainte dați-mi voie să citesc câteva versete. O altă dedicare, o altă consacrare a unui alt templu și ne este consemnat în 1 Împărați, în capitolul 8 de la versetul 41. Citesc puțin mai restrâns, pasajul este mai vast. O să citesc acest pasaj. Este rugăciunea pe care Solomon a dus-o înaintea lui Dumnezeu în momentul în care, terminând construcția templului, a adus această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, surprinzând ceea ce își dorea el să se întâmple în locul pe care Dumnezeu l-a ajutat să-l construiască. Și aș vrea să fiți atenți acum. Când străinul care nu este din poporul tău, Israel, va veni dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău, că se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din cerul, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce îți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Când poporul tău va ieși la luptă împotriva vrășmașului său, urmând calea pe care o voi porunci tu, dacă vor face rugăciuni Domnului cu privirile întoarse spre cetatea pe care ai ales-o tu și spre casa pe care am zidit-o eu numelui tău,
ascultă din cerul rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască. Și te vei mânia împotriva lor și vei da în mâna vrășmașului, care îi va duce robi într-o țară vrășmașă, departe sau apropiată, dacă se vor coborâ în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara, în țara celor care vor duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrășmașilor lor care i-au luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa care am zidit-o eu în numelui tău, ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele lui și toate fără de legile făcute împotriva ta. Trezește mila celor ce îi vor ține robi ca să se îndure de ei, că sunt poporul tău și moștenirea ta și tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier. Ochii tăi să fie deschiși la cererea robului tău și la cererea poporului tău, Israel, ca să-i asculți în tot ce-ți vor cere. Amin. Amin. Vă invit să stăm ridicați acum. Invit să vină aici.